Cu ajutorul lui Dumnezeu vom studia o temă care are o dedicație specială, vizează un grup special, dar poate prin extensie învățătura să fie aplicată la multe alte grupuri de oameni. Tema este intitulată Unde greșesc antitrinitarienii? Deci este, chiar din titlu, observați că este dedicație grupurilor care sunt antitrinitariene, deci care nu cred în Trinitate, ca și doctrină, și combat doctrina Trinității. Sigur, învățăturile sunt mult mai largi. Se aplică tuturor oamenilor sau grupurilor care sunt anti-ceva. Mă grăbesc să spun încă de la început că nu cred în doctrina Trinității. Pentru cei care mă ascultă, cred că există un singur Dumnezeu. Un singur Dumnezeu, și când zic un singur Dumnezeu, chiar unul singur, chiar ce înseamnă acea cifră 1. Cred. Cred într-un singur Dumnezeu, Tatăl, care este sursa vieții și universului, izvorul binelui, cel care este mai presus de toți, cel care este în toți, cel de la care vin toate lucrurile. Și cred că Domnul Iisus este singurul său fiu născut din Tatăl și că este divin și că are aceeași natură ca și Tatăl și că prin Spiritul Sfânt, atât Tatăl cât și Fiul, vin să locuiască în fiecare ființă creată care acceptă lucrul acesta, bineînțeles. Cred de asemenea că doctrina Trinității este idolatră, este de sorginte păgână, este un împrumut de la păgânism, are implicații foarte periculoase. Nu despre asta voi vorbi, ci voi vorbi unde greșesc antitrinitarienii. Cred că sunt mulți oameni sinceri care nu au studiat temeinic Scriptura și au primit vederile tradiționale existente în multe grupuri religioase și se împărtășesc de credința în această doctrină, deși nu au verificat-o niciodată în profunzime pentru a vedea că nu are bază biblică, sub nicio formă. Biblia nu, nici pe departe, deși se crede lucrul acesta, nici pe departe, nu confirmă această doctrină. Dar mulți oameni sunt sinceri. Ei bine, au nevoie de lumină, nu de combatere. Oamenii când sunt greșiți au tendința să se împotrivească când sunt combătuți. Oamenii au nevoie de să fie luminați. Aș vrea să încep prin însăși înțelegerea cuvântului anti. Ce înseamnă să fie anti-ceva? Citim în a doua Ioan 1:7, căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup, iată amăgitorul, iată antihristul. Pe exemplu, în cazul acesta, antihrist înseamnă împotriva lui Hristos. Înseamnă că întreaga lucrare pe care o face Satan prin agențiile lui este împotriva lui Hristos. Nu e nimic care să fie pro. Pur și simplu, întreaga lui menire, întregul lui statut, existență, scop, este de a-L combate pe Hristos. Asta este însă și esența vieții și misiunii lui. Asta înseamnă anti. Cuvântul anti înseamnă a fi împotriva la ceva. Și este un lucru corect să fii împotriva lucrurilor rele, nedrepte, mincinoase. Fiecare om, până la urmă, este anti-ceva, nu? Fiecare dintre noi sunt lucruri cu care nu suntem de acord și ne împotrivim la anumite lucruri. Și bineînțeles că nu este rău. Trebuie să avem o opinie, trebuie să avem o poziție față de lucrurile rele în viață. Trebuie chiar să fii destul de serios în această direcție. Dar când te denumești ca anti-ceva, fie și anti-trinitarian, când numele tău definitoriu este anti ceva, asta înseamnă mai mult decât că nu ești de acord cu doctrina Trinității. Înseamnă că esența vieții și practicii tale, scopul misiunii tale este să combați acel ceva, să te războiești cu acel ceva. Asta te definește. Existența și misiunea ta se bazează pe combaterea acelui lucru. Ești setat, ești centrat pe acel lucru ca să-l combați. De aici nu derivă și alte cuvinte. De exemplu, anumite invenții, anumite lucruri care se numesc anti, anti-scut, anti-rachetă, arme anti-tank. Mă rog, asta înseamnă că respectiva armă, respectivul lucru, are o singură întrebuințare, un singur scop pentru care a fost creat, și anume să combată fie rachetele, respectiv tancurile, nu?
Dacă ștanti din italian înseamnă că te rezumi să combați Trinitatea ca fiind profesia ta de credință, esența misiunii și scopul vieții tale. La fel cum armele anti-ceva nu sunt folositoare în alt domeniu, înseamnă că nici tu nu percepi alt domeniu decât ești concentrat, atât de concentrat pe acest lucru de a combate. Precum soldatul kamikaze, care singurul lucru pe care îl știe este să distrugă ținta respectivă cu orice cu orice preț. A fi antitrinitarian înseamnă că existența și misiunea ta se bazează în întregime pe combaterea acestei doctrine. Și a celor care cred acest lucru, bineînțeles, implicit. Implicațiile sunt periculoase de a fi antitrinitarian. Și nu mă refer la denumire ca și când ar fi un joc de cuvinte, că putem să schimbăm cuvintele, nu mai suntem antitrinitarieni, suntem non-trinitarieni. Și atunci am zice, e corect dacă ne vei numi non-trinitarieni. Problema este de ce înțelegi. Problema este de ce te definește degeaba dacă rămâi în atitudine și în minte un antitrinitarian. Pentru că foarte mulți am văzut în grupurile religioase această temă s-a născut din dorința de a ajuta pe cei care se împărtășesc de aceste convingeri, de acest drum. Nu? Și unii, fără să știe, intră într-un joc periculos și merg pe un drum care nu e bun. Mai ales că au această aură a faptului că au descoperit un lucru, că e un adevăr, și lucrul acesta te impulsionează și mai mult să mergi pe drumul acesta, care poate deveni periculos. Satan poate să ne șantajeze chiar după ce descoperim un adevăr. Aș vrea să vedem care sunt implicațiile să fie anti-ceva. Anti-trinitarian în cazul nostru. În primul rând sunt niște implicații asupra felului tău de a fi. Asupra vieții, asupra caracterului, asupra atitudinii. Devii un împotrivitor. Anti înseamnă să fii împotriva la ceva și nu-ți face bine. Nu-ți face bine. Încă o dată spun, nu-s de acord cu doctrina Trinității. Implicațiile ei sunt catastrofale. Asupra Evangheliei, asupra mântuirii, asupra înțelegerii noastre. Cu privire la Dumnezeu, cine este Dumnezeu și voia sa, întregul plan de mântuire scurt-circuitat în direcția aceasta, dar este tot așa de periculos ca să ai o atitudine anti. Anti înseamnă să fii împotrivitor. Și lucrul acesta, când te definește un împotrivitor, are un impact negativ asupra ta în momentul când nu ești pro-pozitiv, când ești anti. În primul rând, în esența ființei tale devii un combatant, un împotrivitor centrat pe împotrivire și pe luptă împotriva la ceva. Acest profil e negativ. Deci profilul ființei tale devine negativ și periculos în momentul când te centrezi pe combatere, pe combatere. Chiar dacă ai dreptate, chiar dacă lucrul pe care îl susții este bun, atitudinea devine negativă, este ceva în ființa ta care se pătrece, care nu-i bun. Nu te ajută nici de cum în ceea ce privește formarea unui caracter. Caracterul creștin, caracterul lui Dumnezeu este pozitiv. Măcar că Dumnezeu nu iubește rău, măcar că Dumnezeu nu-i de acord sub nicio formă cu rău și nu va tolera răul. Dar Dumnezeu nu-i anti. Dacă este să-l definească ceva, este dragoste. Dumnezeu este. E dragoste. Când citim despre Dumnezeu, ceea ce îl definește ca și esența ființei sale este mai mult pro. Nu este, e clar că nu-i de acord cu rău. Sigur că îl denumește ca fiind rău, dar nu-i anti ceva. De ce? Pentru că în momentul că anti înseamnă ceva negativ, înseamnă pornit pe război, iar acesta nu face parte din Dumnezeu, face parte din altcineva. Nu. Chiar deci când ai la bază un lucru bun, poți să fii deraiat ca și scop. Scopul nostru nu este să combatem pe cineva. Sau ceva, scopul nostru este să fim pozitiv prezentând ceva pozitiv. Și aceasta este Evanghelia. Fapte 9 cu 1, spre exemplu, iată ce înseamnă un anti. Și nimic nu-i mai clar definit sau exemplificat decât ce era Saul din Tars. Saul din Tars era un anti. Un anti anticreștin. Anti-adepți Iisus din Nazaret. Nu. Era setat pe așa ceva. Misiunea lui era să, într-un fel sau altul, să-i spulbere, nu? Să-i combată, să-i spulbere. Îi făcea, se chimea, să-i facă să hulească, îi prigonea.
Făcea tot felul de artificii ca să poată să-i prindă, să-i termină, să-i distrugă. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Fapte 18:12, pe când era Galion, cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată. Observați, acest împotriva lui Pavel, știți câtă ură crâncenă a alimentat lucrul acesta? Lucrul acesta i-a stricat în ceea ce privește dispoziția. Felul lor de a fi. În momentul când ești croit pe ceva, împotriva la ceva, nu. Lucrul acesta ajunge ca să aibă un impact negativ asupra ființei tale, asupra felului tău, asupra atitudinii tale. Nu. Iar lucrul acesta vom vedea că va impacta și relațiile cu cei care ți se par că sunt de același fel cu tine. Când ești un împotrivitor, să știi că nu mai cunoști limite. Nu e departe, în momentul în care când nu mai ai la cine să te împotrivești, pentru că așa e setat, așa te formezi, nu, găsești pe cineva. Găsești pe cineva pentru că așa ești, te formează lucrul acesta, te ajunge să te definească. Ce te definește până la urmă, dacă ar fi să te definească? Că ești un împotrivitor, da, zici că combat erezia sau combat nu știu ce, și dacă ai avea dreptate în ceea ce spui. Faptul că e setat și centrat pe așa ceva are un îți face un defavor ție. Te transformă într-un împotrivitor în timp. Și împotrivirea nu trebuie să fie nici esența vieții, nici a misiunii tale. Când a trăit pe pământul acesta Domnul Hristos, măcar că erau o mulțime de lucruri și o rânduieri rele de corectat și combătut, esența soliei sale a fost pozitivă. Și viața lui de asemenea. Desigur, el a mustrat unele lucruri. Nu a fost de acord cu altele. Și unii oameni au fost mustrați. Dar lucrarea lui, când vorbești cel a definit pe lucrarea lui, a fost să vestească solia dragostei lui Dumnezeu și a mântuirii. Iisus nu ar putea să fie definit, dacă ai vrea să-l definești pe Iisus, anti-ceva. Ci mai degrabă pro. Pro-dragoste, pro-bunătate, pro-slujire altruistă, pro-adevăr, pro-oameni. Asta îl definea, dacă ai vrea, ce e definitorul pentru Iisus. Iubea foarte mult oamenii, nu îl definea lucrurile. Le slujea oamenilor, iubea adevărul. Îl spunea întotdeauna adevărul, nu, dar nu a fost anti-ceva. Până și pe farisei care i-au mustrat, dar n-a fost anti-farisei. Nu asta a fost lucrarea lui. Nu asta avea, măcar că erau perverși, decăzuseră atât de mult și făceau o lucrare atât de ticăloasă. Dar nu asta îl definea pe Iisus. Iisus a fost pozitiv, a fost pro altceva. De aceea, să avem grijă ce ne definește până la urmă. Și lucrul acesta l-a câștigat chiar și pe Pavel. 1 Timotei 1:12-13. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și care m-a socotit vrednic de încredere. Și m-a pus în slujba lui, măcar că mai înainte eram un culitor, un prigonitor, un bajocoritor. Observ, când ajung să fie anti, nu-i departe până când ajunge un gulitor, un prigonitor, un bajocoritor. Dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință, din necredință. O altă problemă, o altă implicație periculoasă de a fi anti-ceva, respectiv la noi anti-trinitaria, este obsesia asupra unui subiect. Duce la îngustarea spectrului, înțelegerii altor subiecte și o experiență săracă în multe domenii de înțelegere și de experiență de viață. Când te centrezi pe ceva, fie acel adevăr. Noi vorbim ca unii care credem că există un singur Dumnezeu și nu credem în doctrina Trinității. Dar când devine o obsesie lucrul acesta și doar despre asta vorbești, cu siguranță când e setat doar pe lucrul acesta nu mai vezi ce este înături. Lucrul acesta te face debalansat, te face foarte tare într-o parte și extrem de sărac și slab într-o altă parte. Când nu există un echilibru, o pondere din toate direcțiile, asta înseamnă că ajungi debalansat, ajungi expert într-un anumit domeniu și ajungi novice și atât de slab în alte domenii. De ce? E lesne de înțeles. Am văzut în grupurile care sunt anti-trinitariene ca profil. Nu, și cu asta se ocupă despre asta. Ce credeți că o să vorbească la întâlniri? Singurul subiect care îi definește, sigur, nu va putea să evite, să învârtească până să nu ajute acolo. Temele sunt centrate, în mare măsură, pe așa ceva.
Sigur, devii destul de bun. Trebuie să recunosc că dacă te ocupi cu o singură meserie, un singur lucru, în domeniul ăla va trebui să excelezi. Și asta este. Găsești o grămadă de argumente, tot cercetând, nu? Subiectul ăla răspunzător. Și găsești, îl privești din toate punctele, mai găsești ceva și găsești, adică devii expert. Devii expert. Problema constă că oamenii sunt aproape exclusiv centrați pe acest subiect și pierd din vedere o grămadă de alte subiecte valoroase, iar lucrul acesta are repercusiuni dramatice asupra vieții. Teme, spre exemplu, subiecte ca viața cu Dumnezeu, cum să exerciți credința practică în viața de fiecare zi, cum să experimentezi predare, consacrare totală, cum să te împotrivești gândurilor și sentimentelor nepotrivite, ce înseamnă în mod practic sfințirea vieții, cum să recunoști vocea lui Dumnezeu când îmi vorbește în viața de fiecare zi, cum să recunoști și să înving formele subtile de manifestare a eului personal, ale mândriei, cum să mă asemăn lui Hristos în cele mai mici detalii ale vieții, cum să scăpăm de mentalitatea lumii, cum să am o familie care să reflecte cât mai fidel planul lui Dumnezeu și gândul lui Dumnezeu, etc. Am putea da titluri care sunt copleșitoare ca valoare și care chiar lipsesc. Sigur, nu auzi! În schimb, care credeți că este subiectul pe care, la orice adunare, există un singur Dumnezeu, nu e o trinitate. Un singur Dumnezeu, nu e o trinitate. Un singur Dumnezeu, nu e o trinitate. Și spune din N puncte de vedere. Lucrul acesta mare, rezultatul acestei obsesii și lipsa în partea cealaltă va devasta viața. De ce? Pentru că există o grămadă de alte lucruri pe care Dumnezeu vrea să ne ocupăm cu ele, referitoare mai ales la evlavia practică, la viața cu Dumnezeu, care scapă. Nu le discutăm, nu le știm, le neglijăm și lucrurile acestea chiar se văd. Cu durere spun că în grupurile care se numesc antitrinitariene sau nu, care combat trinitatea, se vede spiritul uman, se vede același egoism, se vede mândrie și așa mai departe. Lucruri care se văd și în celelalte grupuri, nu, de unde oamenii se despart și consideră că au făcut reforme. Nu se văd aceste reforme, decât se văd reformarea unei doctrine. Unei doctrine în care ajung specialist. O altă problemă este mulțumirea de sine, mândria spirituală și pierderea simțământului nevoilor personale. Ioan 9:34, tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, farisei, și vrei să ne înveți pe noi și l-au dat afară. Vorbim continuu despre un subiect pe care îl stăpânești foarte bine, nu? La care suntem în regulă și alții nu. Știți, noi vorbim despre ceva în care ne-am pus la punct. Și toată ziua vorbim despre subiectul ăla, ceilalți în bancă stau și aud, nu? Vorbesc din nou despre doctrina Trinității. În minte, știți, conștiința spune, sunt în regulă. Știi că e ceva la care e în regulă. Crezi exact ce ți se spune, nu? Absolut nimic de deranjat, nimic cercetător de sine. Să zice, aici chiar nu sunt bine. Wow, am probleme aici. Wow, nu m-am văzut niciodată în halul ăsta. Wow, cât de lucru este aici, în domeniul ăsta. Nici nu mă gândeam că există așa ceva. Nu ai în urma temelor în care se spune iarăși despre Trinitate, iarăși despre Trinitate. Oamenii nu își descoperă nevoile niciodată. Nu, ci din contră, știm. Încă un argument, da, de la acelea care le știm. Da, suntem mai buni în direcția aceasta. Fără să vrei, subtil, să instalezi o mulțumire de sine. De ce? Pentru că e un subiect pe care îl știi și îl stăpânești. Și aparent ești în regulă cu subiectul acesta, în timp ce altele, care n-ai fi în regulă, niciodată nu se vorbesc, nu? Și te cuprinde mulțumirea de sine. Noi știm, noi suntem în regulă, ceilalți. Și asta nu trebuie cineva să o spună. Asta se întâmplă prin însăși obsesia pe un singur subiect, în timp ce alte subiecte cercetătoare nu au loc. De ce? Unul le-a înghițit pe toate. Și să știți că nu este cel care ar fi trebuit să le înghită pe toate. În final am să citesc un pasaj în care se spune că există într-adevăr unul care trebuie să le înghită pe toate, numai că nu este acesta. Nu este doctrina Trinității care trebuie să o combați. Nu, este un alt subiect. Avem nevoie de solii care se conducă la descoperirea nevoilor personale. Altfel, o să tragem concluzia că alții au probleme. Nu.
Noi știm lucrul acesta, ne-am descoperit ceilalții. Ceilalții întotdeauna este de ceilalți. Ceilalți care nu sunt în regulă, ei cred în Trinitate. Vă dați seama ce implicații, ce grozăvie. E adevărat! Dar ce grozăvie e și pentru tine, pentru că este o grămadă de subiecte care nici măcar nu le atingi vreodată și nici nu dai seama de lucrul acesta. De aceea, mândria spirituală, mulțumirea de sine, se instalează în grupurile antitrinitariene. De ce? Pentru că sunt obsedați și centrați pe un subiect, scăpând din vedere celelalte. Apoi sunt implicații asupra lucrării pe care o faci. Nu, dacă tu ești antitrinitarian, oameni care nu se vor trezi și pe care îi pregătești, îi educi, nu, îi zidești. Noi veniți, omul care trebuie să fie, nu, să fie convertit și să fie, nu, un ucenic. Ucenicii întotdeauna copiază, nu, pe maestru, pe cel care îi pregătește în direcția. Ucenicul repetă lucrul acela, deci ucenicul eventual va excela și mai mult exact în direcția aceasta. Nu, combaterea la ce poate da naș, dacă tu ești un anti. Cum să vorbim? Mii copii. Copiii care se nasc. Sigur, care se nasc tot din tine de acolo, nu? Din lucrarea asta. Tot anti. Nu? Vor fi tot combatați copiii care se nasc din această lucrare de combatere, nu știu decât un singur lucru. Antitrinitariatism. Un fel de război sfânt. Devine un război sfânt, trebuie să combați Trinitatea până în pânzele albe. Nu. Este la fel ca și un copil care se naște dintr-o mamă furioasă, care era furioasă când a fost însărcinată și va avea aceleași impulsuri. La fel, ucenicii născuți din combatanță sunt războinici. Nu sunt născuți în dragoste și în pace, într-un alt climat. Sunt născuți din anti. Și vor fi anti și ei. Matei 23:15, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el. Ei făceau din el un fiu al ghienei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Deci ucenicii nu ajungeau decât să repete și să copieze cei care îi făceau, care erau maeștrilor. Nu. Eventual puteau să-i depășească. Nu. Farisei au combătut pe Iisus, Saul, care era ucenicul lor, i-a întrecut, le-a luat scrisor și a spus, ei, voi sunteți lenți, prea lenți, prea slabi. Dați încoace scrisorile ca să vă arăt eu cum se prigonește creștinismul, cum se stârpește erezia aceasta. Nu? Ce putea să facă din ei dacă farisei erau pe urmele lui Iisus și el era fiul de fariseu, nu? Decât unul care se combate mai mult decât părinții lui, decât cei care l-au născut și l-au format. În felul acesta, noi veniți într-un grup antitrinitarian, ce vor putea să învețe decât să combată Trinitatea? Nu? Și restul, lacunele uriașe, problemele legate de convertire, de creștere în Hristos, de viață cu Dumnezeu, de viață, nu, de rugăciune, de veghere, de, nu, omorârea eului personal, de despărțire de lumea aceasta, de luptă la nivelul minții, nu, de înțelegere, sfințenie la nivelul minții, al sentimentelor, al vieții în întregime. Sunt o grămadă de lucruri care ar trebui ca nou venit să, nu, sigur, trebuie învățat și adevărul despre cine este Dumnezeu. Normal, este la cap de drum. Dar trebuie învățat și ce vrea Dumnezeu în viața lui. Apoi este, fiind combatanți prin excelență, combaterea nu va mai putea să fie rezumată, aminteam această idee, doar la trinitarien. Ești antitrinitarian, dar când devine formă de viață lucrul acesta și de misiune, nu mai poți să te rezumi doar acolo. La un moment dat, deci la oricine și chiar în interiorul grupului, fapt care se și întâmplă. Am văzut chiar în grupurile zis antitrinitariene, am văzut că și încep să se, pur și simplu, așa cum spune Pavel, dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, dacă asta este profesiunea, felul în care devii un anti, un mușcător, un războinic, sigur, te bați. Îi bați pe ei, îi bați pe ei, la urmă bați pe oricine întâlnești, când nu mai e pe cine să bați, bai și pe cei din interior. Și asta se întâmplă, devii anti. De ce? Pentru că n-ar trebui să fim anti, ar trebui să fim pro.
Și lucrul acesta aduce la dragoste, la pace, la înțelegere, la multe alte lucruri bune. Ar trebui, aceasta este o umilă sugestie pentru grupurile antitrinitariene. Dacă vor să fie anti ceva, tot vor să combată ceva, Biblia ne dă în ce să dăm cu toată puterea, să înlocuim antitrinitarianism cu anti-eu. Va fi cea mai potrivită, dacă tot vrei să fii un războinic adevărat, va fi cea mai profitabilă împotrivire față de ceva, împotrivirea față de sine. 1 Corinteni 9:27. Pavel n-a fost un anti-roman, măcar că Roma era un imperiu nenorocit care a călcat în picioare, nici Iisus. Nu a venit ca să vorbească de rău romanii sau altceva, măcar că era un regim opresiv care a făcut mult rău lumii, nu? Acest imperiu care a călcat și conform cu profeția lui Daniel a făcut tot în picioare. Nu a fost. Pavel a spus că singurul lucru n-a fost nici măcar împotriva iudeilor. A spus că aș vrea mai degrabă să fiu anatema. Nu, pentru frații mei de trup care, uite, unde au ajuns și ce fac. Singurul lucru pe care l-a combătut cu vehemență, 1 Corinteni 9:27, mă port aspru cu trupul meu. Și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Avem un dușman foarte periculos. Este însă și eul nostru. Și se văd răbunirile eului, manifestările eului în familiile antitrinitarienilor. De ce? Pentru că luptă și combat ceva în exterior, în timp ce în interior se răsfață dușmanul, bastionul vrăjmașului nostru, bastionul satana, este eul, este în interiorul nostru, se folosește de el, de eu, de mine însumi, de sinele meu, păcătos pentru a face ravagii. Și el e necombătut. Majoritatea grupurilor religioase nu vor să audă de această idee. Majoritatea cu orice altceva, dar nu cu eu. De aceea ar fi minunat ca antitrinitarienii să se concentreze și să dea la o parte această înălțime care îl blochează pe Hristos ca să locuiască de plin în viața noastră. Mai este încă ceva care merită spus. Adepții doctrinei, noi credem într-un singur Dumnezeu, antitrinitarienii și mulți alții non-trinitarienii, pot să fie foarte idolatri în viața practică, deci pot să fie politeiști, adică pot să aibă o grămadă de Dumnezei falși, o grămadă de idoli, în timp ce noi spunem, oia, cred într-o trinitate, noi credem într-un singur Dumnezeu. Ai grijă când spui că crezi într-un singur Dumnezeu, ce înseamnă să crezi într-un singur Dumnezeu. Ce înseamnă că acela să fie suprem asupra timpului, puterilor, vieții, minții, energiilor tale, în întregime. Înseamnă că El dictează în viața ta. Păi, în Efeseni citim, Efeseni 5:5, că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este o închinătură la idoli, n-are parte de moștenire împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Aici ni se spune că lăcomia de avere, dorința de a avea tot mai mult lucruri materiale, este idolatrie. Asta înseamnă că n-ai un singur Dumnezeu. Înseamnă că pe lângă cel de care îl spui, e mai mic. Acela nu e atât de mare, mai e cel puțin unul. Apoi în Habacuc 1:11, apoi aprinderea îi se îndoiește, întrece măsura și se face vinovat că și puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Aici se vorbește de unii care fac din puterea lor Dumnezeul lor. Este atitudinea lui Nabucodonosor, care pe palatul, pe terasa palatului imperial, când privea Babilonul, minunea lumii, spune, oare nu este la Babilonul cel mare care l-am făcut eu, prin puterea mea și pe slava măreției mele? Nu, și i-a spus, atunci străjerul ceresc află că ai fost doborât la pământ. Ei bine,
Observați că putem să facem din puterea noastră, din propria înțelepciune, Dumnezeul nostru, din euul nostru putem face Dumnezei și din multe alte lucruri putem face Dumnezei. Mi-e tare frică ca cei care mărturisesc, noi credem într-un singur Dumnezeu, noi nu suntem, nu ca trinitarienii care au făcut nu știu câți Dumnezei, sau că chiar ei au grămadă de Dumnezei, un panteon întreg de Dumnezei pe care îi venerează, nu? Deși este inventatorul falsei doctrine a Trinității, Satana, în realitate știe adevărul. El crede împreună cu toți demonii că este un singur Dumnezeu. Pentru că el știe lucrul acesta destul de bine. El știe de unde a venit. El știe cine este în realitate singurul Dumnezeu care stă pe tronul Universului. Știe că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, măcar și ori învață pe creștini și pe alții. Și în toată lumea și în păgânism tot felul de teorii false. Dar dacă l-ai întreba așa ce crede în realitate, el ți-a spune foarte clar ceea ce Biblia ne spune. Iacov spune, Iacov 2:19, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Dar și dracic și se înfioară. Vrei de să înțelegi omul nesocotit cu credința fără fapte zadarnică. Deci în momentul în care spui din gură, enunți ca teorie, ca o doctrină enunțată, că Dumnezeu este unul și că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și demonii recunoșteau, te știm noi cine ești. Ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Deci la pasul ăsta, în starea asta, în momentul ăsta, nu te flata. De ce te flatezi? Că nu ești mai sus decât el. Păi și el știe, o să spună, băi, dar și ce crezi că eu nu știu că e un singur Dumnezeu? Dar știți ce face el? Știți că el n-ascultă deloc de Dumnezeu? Nu-și predă voința lui Dumnezeu? Face ce vrea el? Și ce vrea el este total împotriva lui Dumnezeu, măcar că știe că există un singur Dumnezeu și că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Eu cred că mulți antitrinitarieni sau non-trinitarieni nu sunt mai departe decât diavolul. În ce privește doar enunțul. Enunțul unei doctrine în timp ce în realitate ei n-au treabă cu a se pleca total ca voință, ca viață în fața acestui singur Dumnezeu. Pentru mulți ea enunța că a devenit o problemă doar de cifre. Ca și când dacă zici că 1 și nu 3, ca și când toate chestia ține de matematică un pic, nu 3, e decât 1, nu? Credeți că e un joc de cifre sau? Nu, recunoașterea aceasta înseamnă, implică predarea în întregime vieții. A recunoaște că e Dumnezeu înseamnă că e suprem asupra vieții tale. Înseamnă a recunoaște în viața ta că tu nu faci nimic fără El și că nu ești. Atunci îl recunoști ca singur Dumnezeu deasupra ta și suprem în toate lucrurile. Nu? Alfa și Omega vieții tale. De la început până la sfârșit, El e totul. El dictează totul. El conduce totul. El are putere și stăpânire, tronul de domnie în viața ta. Asta înseamnă un singur Dumnezeu. Nu înseamnă a spune din gură un singur Dumnezeu. De aceea nu te plafona și nu pedala pe un singur lucru până când nu te mai poți urni nici măcar un centimetru. Urcă la orice punct. Ai descoperit că doctrina Trinității este religie păgâne, că e un împrumut și că a subvenit în creștinism în primele secole, secolul 3-4, tot mai mult stabilizându-se și ajungând atât de veche încât e crezută de majoritatea bisericilor creștine. E un lucru bun dacă ai cercetat și mergi mai departe. Vezi că sunt o grămadă de alte subiecte pe care Dumnezeu ți le spune în legătură cu viața ta care trebuie transformată și schimbată de acel singur Dumnezeu. Acel singur Dumnezeu care trebuie să reflecte în viața ta caracterului. Mergi la orice punct, acceptă tot pachetul soliilor lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc în această direcție un pasaj inspirat Ellen White în Mărturii pentru Comunitate, pagina 188. E frumos și cred că ne va fi de folos. Să ne ajute Dumnezeu să luăm. Dumnezeu își conduce mereu poporul pas cu pas. El îi va aduce în diferite situații rânduite astfel, pentru a se da pe față ce este în inimă. Unii sunt tari într-un punct. Vorbeam de subiectul acesta. Însă cad la următor. Și ce folos, nu? Dacă ești tare într-o parte și casă de celălalt. Tot căzut ești împreună cu cei care au căzut anterior.
cu fiecare pas înainte, inima încercată și pusă la probă tot mai mult. Dacă cei ce pretind că fac parte din poporul lui Dumnezeu descoperă că inimile lor se opun acestei lucrări drepte, acest lucru ar trebui să-i convingă că o lucrare de făcut pentru a birui, pentru ca să nu fie vărsați din gura Domnului. Îngerul a spus, Dumnezeu își face continuu lucrarea pentru a pune la încercare și a proba pe fiecare din poporul său. Unii sunt gata să primească într-un anumit punct. Însă atunci când Dumnezeu îi aduce în alt punct și sunt puși la probă, ei se dau înapoi și se retrag, pentru că aceasta îi duce în luptă directă cu un dor îndrăgit. Spre exemplu, unii antitrinitarieni, deci au primit doctrina cu un singur Dumnezeu, au descoperit lucrul acesta și l-au primit. Dar când iese să descopere, ieșiți din orașe, o altă solia lui Dumnezeu. Influența nenorocită a mediului cetăților lui Cain asupra copilului Dumnezeu, să dau înapoi. Când e vorba să înțeleagă lucrarea soliei misiunii medicale sau când e să înțeleagă solia educației creștine, o să dau înapoi și la punctele celelalte oamenii rămân descoperiți. Pentru că aceasta îi aduce în luptă directă cu un idol îndrăgit. Aici au ocazia să vadă ceea ce este în inimile lor și care îl îndepărtează pe Iisus. Ei prețuiesc altceva mai mult decât adevărul. Iar inimile lor nu sunt gata să-L primească pe Iisus. Fiecare mod personal va fi pus la probă și încercat o perioadă de timp pentru a se vedea dacă își sacrifică idolii și va da atenție sfatului martorului credincios. Dacă este cineva care nu va fi curățit prin ascultarea de adevăr și nu-și va birui egoismul, mândria și patimile rele, Îngerul lui Dumnezeu au următoarea sarcină. Sunt atașați de idolii lor, lăsați în pace. Și ei trec mai departe să-și facă lucrarea, lăsându-i pe aceștia cu trăsăturile lor păcătoase, neîndreptate în stăpânirea îngerilor răi, aceia care cresc continuu și fac față cu succes fiecărui test. Oricare ar fi prețul, au dat atenție sfatului martului credincioși și vor primi ploaia târzie și astfel vor fi corespunzători pentru a fi luați la cer. Aceia care fac față oricărui test, care urcă la orice punct, oricare ar fi prețul, care merg continuu și orice lumină nu se blochează. O primesc, ascultă de Dumnezeu și prin ascultare de Dumnezeu își curățesc în felul acesta sufletul. Ei vor fi pregătiți din toate punctele de vedere pentru a fi un plus de Spiritul lui Dumnezeu și pregătiți pentru cer. Nu rămânem cantonați de așa ceva. Nu. Plin de egoism, de mândrie, de lumesc, dar suntem antitrinitari. Iar lucrul acesta, exact acea minte fanatică și îngustă a acelui terorist, a acelui arab care își leagă trotilul și care i s-a promis că dacă distruge o grămadă de europeni sau, mă rog, cei care nu sunt cu Allah sau cu credința lor, vor fi în paradis. E suficient să fii anti, buf, ai dat acolo și ai ajuns în paradis și pentru că ai făcut lucrul acesta, știm că nu este așa. Știm că paradisul nu este plin de anti, de teroriști. Nu? Paradisul va fi plin de oameni care și-au biruit eu, și-au biruit patimile, și-au biruit egoismul, și-au biruit mândria, care l-au acceptat pe Iisus în viața lor și-au umplut de caracterul lui Dumnezeu. Nu. Ar fi bine să ne atașăm de subiectul acesta. În acest timp de cruntă idolatrie, când închinarea la Baal este aproape universală, chiar în creștinism, Dumnezeu cheamă la adevărata închinare. Cred că este nevoie ca lumea să cunoască adevărul cu privire la singurul Dumnezeu descris în Scriptură. Dar acest adevăr e mai mult decât o teorie. Acest adevăr nu înseamnă să spunem un joc de cifre, că nu-ți trăi, sunt unul, că deseori se rezumă de că nu-ți trăi decât sunt unul, că nu-ți trăi, sunt unul. Crezi că asta este adevărul care va mântui lumea în timpul de față? Acest singur Dumnezeu manifestat în Fiul Său trebuie să fie descoperit în adevărații credincioși, în caracterul și viața lor. Ioan 17:3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Al cunoaște, cum ar putea oamenii să-L cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat? Să-L vadă pe acel singur Dumnezeu adevărat în tine, atât de proeminent, încât chiar să se vadă că este un singur Dumnezeu, care produce un gen de caractere ce nu mai există în lumea aceasta. Ioan 8:54, și Ioan 8:54,
55, Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește. El despre care voi ziceți că este Dumnezeu vostru și totuși, nu-L cunoașteți. Eu îl cunosc bine și dacă a zice că nu-L cunosc, aș fi și eu mincinos, ca voi. Dar îl cunosc și păsesc cuvântul lui. Observați, vorbeau unor oameni care erau antitrinitarieni. Evreii au crezut într-un singur Dumnezeu. Teoretic. Iar Iisus le-a spus că acel singur Dumnezeu de care voi vorbiți, să știți că nu-L cunoaște. Sunteți niște mincinoși doar că vorbiți despre un singur Dumnezeu. Eu îl cunosc bine pentru faptul că ascult și păzesc cuvântul lui. Isaia 40:9, ultima solie de har este aceasta. Nu este să ne jucăm cu cifre, este să-L descoperim pe acel singur Dumnezeu în viața noastră. Suie-te pe un munte înalt. Aduceți aminte o cetate așezată pe un munte care nu poate să rămână ascunsă, care luminează totul în mare. Ca să vestesc Sionului vestea cea bună, vestea cea bună, Evanghelia. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru. Iată înseamnă privește, uită-te. Deci ultima solie e mai mult decât a spune teorii, de a vorbi ceva. Îi spune privește. Ultima solie va însemna să vezi pe cel singur Dumnezeu. Să-L vezi din nou cum a fost întruchipat în Iisus Hristos. Să-L vezi din nou întruchipat în Sfinții Săi. În ultima vreme, sigur, ei vor crede într-un singur Dumnezeu. Dar asta nu va fi solia pe care vor da. Solia care vor da va fi viața lor schimbată, în care se va vedea acel singur Dumnezeu. Caracterul lui va radia. Aș vrea să citesc. Ellen White, fii și fiice ale lui Dumnezeu, pagina 259, se vorbește de acel subiect care ar trebui să le înghită pe toate. Și iată care este. Ca ambasadorii lui Hristos, ei trebuie să cerceteze scripturile în căutarea adevărurilor ascunse sub gunoiul erorilor. Fiecare rază de lumină primită trebuie comunicată altora. Un singur interes va predomina. Un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte. Hristos, neprihănirea noastră. Acesta este subiectul. Neprihănirea lui este viața și caracterul lui ca să fie al nostru. Cum viața și caracterul lui devine viața și caracterul nostru? Prin credință, sigur. Ce înseamnă credința aceasta practică? Ce înseamnă omorârea eului? Sunt părți ale acestei solii. Solia aceasta este practică și schimbă omul în așa fel încât în el locuiește acel singur Dumnezeu prin Hristos. Asta le va înghiți pe toate. Îmi pare rău că această solie uitată de majoritatea bisericilor și grupurilor religioase care presupun că fac reforme, inclusiv antitrinitarieni, care nu predică această solie într-un mod expres, în mod practic, cu toate amănuntele și detaliile, care este însăși Evanghelia. Și rămânem obsesivi pe altceva și se vede că pierdem și pierd și aceia care pretind că fac reforme. Fie că acest subiect să înghită pe toate și să devină singurul interes care va predomina în viața noastră și sper și în viața celor care vor auzi această temă, pentru ca să nu deraiem chiar după ce descoperim anumite lucruri bune prin Harul lui Dumnezeu. De aceea să nu mai fim antitrinitarieni, să fim pro-Hristos și presolia neprihănirii prin credință. Amin. Amin.